Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi se împlinesc 6 ani de la colectiv, o zi tristă de comemorare, o tragedie uitată însă de politicieni care au lipsit astăzi de la locul nenorocirii, în urma căreia 65 de tineri au murit arși de vin, intoxicați cu fum sau răpuși de infecțiile din spitale. Vom discuta în această seară despre ce s-a schimbat în România în acești 6 ani, în condițiile în care nu avem nici până acum o decizie definitivă în dosar, iar spitale noi nu numai că nu s-au construit, dar alți oameni au murit arși de vii chiar în spitalele vechi la terapie intensivă. Iar guverne se schimbă și acum ca și atunci, fără niciun rezultat. Chiar astăzi Nicolae Ciucă a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, iar miercuri va fi votul, dar șansele ca acest guvern să treacă sunt minime. Între timp ne luptăm cu pandemia, iar modul dezastros în care a fost gestionată această criză ne-a dus și o etichetă nedorită de idioții Europei. Cine și de ce ne califică în acest fel, vedeți imediat, iar controversatul certificat verde, care va deveni obligatoriu și pentru accesul în Parlamentul European de la 3 noiembrie, capătă o variantă locală la București. Certificatul verde temporar, care să fie emis la 10 zile de la prima doză, o propunere făcută astăzi lui Nicolae Ciucă la guvern, de experții PSD în sănătate. Vă prezint invitații cu care vom analiza toate aceste subiecte pentru următoarele 2 ore. Sabin Orcan, director editorial Newsweek. Bună seara, Sabin. Bună seara. Dan Cărbunaru, director Calea Europeană. Bună seara, Dan. Îl salut și pe Teodor Paleologu, scriitor pe Skype. Bună seara, domnule Paleologu. Bună seara. Antonio Andrușceac, de la AUR, deputat AUR, și Emanuel Ungureanu, deputat USR. Salut pe toată lumea. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Avem multe subiecte foarte importante. Idioții europei, așa cum vă spuneam, așa a titrat o publicație din Germania un articol care îi critică dur pe români, bulgari și ucrainieni pentru faptul că refuză vaccinarea în masă. Să vedem concret ce au spus și apoi să analizăm inclusiv cu un jurnalist din Germania toată această poveste, pentru că eticheta este foarte dură și nu știu dacă omul de rând chiar o merită. Într-un articol intitulat Idioții Europei, de ce situația din Est escaladează, jurnaliștii germani descriu situația dramatică din Ucraina, Bulgaria și România. Referindu-se la țara noastră, articolul prezintă bătaia pe oxigen și pe paturi din spitalele românești și rata de infectare și a deceselor din rândul nevaccinaților. Nicăieri în Europa nu au murit atât de mulți oameni de COVID-19 în decurs de 24 de ore ca în Ucraina. 765 de noi decese au fost raportate miercuri. Situația din România este de asemenea gravă. Incidența pe 7 zile e de peste 531, iar aproape toate spitalele sunt supraaglomerate, scrie Hamburger Morgenpost. Publicația indică și faptul că inclusiv autoritățile au partea lor de vină. Jurnaliștii germani îl citează pe președintele Klaus Iohannis, care în luna iunie declara public că pandemia a fost oprită, deși țara noastră avea o rată de vaccinare cu mult sub minimul necesar obținerii imunității de grup. Dar nici politica nu este cu totul nevinovată. Practic am oprit pandemia, a declarat președintele Klaus Iohannis în iunie, când incidențele erau scăzute. La începutul lunii mai, 34% din cei chestionați doreau să se vaccineze, în septembrie era doar 16%, mai scrie în articolul german. Publicația germană pune însă o parte a responsabilității dezastrului de la noi din țară și pe Biserica Ortodoxă. Articolul îl citează pe arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, care recent a susținut că nimeni nu este responsabil pentru vaccin. Îl citează de asemenea și pe Teodosie Paraschiv, preot călugăr al mănăstirii Durău, care recent susținea că cei care vaccinează își semnează condamnarea la moarte. Pe de altă parte, îl dă ca exemplu pozitiv și totodată rar pe pastorul român Valeriu Roșcan, care a încurajat vaccinarea întrucât Dumnezeu se descoperă și prin știință. Cu o rată de vaccinare de aproape 37%, România are a doua cea mai scăzută rată a vaccinării din Uniune și una din cele mai mici din Europa. Singurele țări cu mai puțin oameni vaccinați sunt Bulgaria, Rusia, Ucraina, Albania, Belarus și Republica Moldova. Cea mai mare parte a acestor țări au și rate foarte mari de infectări și decese. Intrăm în dezbatere, Sabin Orcan, niște cuvinte extrem de dure adresate către România, Bulgaria, Ucraina, către liderii din România. De altfel, dacă stai să te gândești că, mă rog, am văzut nominalizat președintele țării și de asemenea niște fețe bisericești care au transmis niște mesaje incorrecte, să le zic așa. Te rog. Da, sintagma din titlu, pentru că eu am citit traducerea articolului din ziarul german Hamburger Morgenpost, sintagma din titlu este luată dintr-un citat din inspectorul șef de sănătate Angel Kunșev din Bulgaria
și care se referă la țara lui, deci la bulgari. Dacă continuăm să ne comportăm ca idioții Europei și să nu ne vaccinăm, ne vom afecta grav economia și turismul, spune acest domn. Și sigur, aici sunt băgate la pachet situația din Ucraina, Bulgaria și România pe baza cifrelor ratei de vaccinare foarte mici, cea mai mică din Europa. Doar Bulgaria e mai jos decât România, dacă ne referim la țările membre ale Uniunii Europene, iar în Ucraina se prezintă în articol că au murit 765 de oameni într-o zi, că e țara cu rata cea mai mare de morți în ziua respectivă în Europa. Sigur, nu toți românii, să nu luăm la pachet, da? Nu toți românii sunt idioții Europei. Unii dintre noi... Unii dintre noi de acolo au preluat cuvintele acestui demnitar, deci practic vă faceți singur și noi suntem de acord. Că am înțeles, dar am văzut zilele trecute, cred că am mai spus asta recent, probabil că dacă n-au reușit guvernanții să facă o campanie credibilă de mobilizare la vaccinare, nu cu politicieni, ci cu oameni care au tracțiune la public, iată că frica e cel mai bun îndemn. Am avut zile trecute, cred că o zi cu 100 și ceva de mii de oameni vaccinați cu prima doză. Deci oameni care, nu cei care deja s-au vaccinat și își mai fac boosterul respectiv, ci oameni care pentru prima dată s-au vaccinat. Deci poate că frica asta, văzând cifrele, văzând oamenii care mor cunoscuți, încep oamenii să se mai convingă. Pentru că așa a fost și prima dată, dacă vă aduceți aminte din sondajele de opinie, era unii, nu știu, să văd să se mai vaccineze, alții mă mai gândesc. Poate unii încep să se mai convingă. Sigur că nu stă bine România. Să spunem asta, stăm foarte prost, suntem după bulgari la coada Europei. Și acum întrebarea mea e aceeași. Danezii care s-au vaccinat 98%, 80 ceva la sută alte țări, 80% țări mai civilizate decât noi, sunt toți ăia 80% dintre 90% dintre danezi sunt împiți? Nu, sunt oameni puțin mai conștienți, puțin mai educați și în care atenție politicienii, dar și personajele publice din sistemul de sănătate, medicii, au mai mare credibilitate decât la noi. Din păcate, la noi, aproape orice figură publică a fost tăvălită prin noroi în ultimii 30 de ani, încât e și greu să mai spui, avem un model care dacă ne îndeamnă să ne vaccinăm, ne vom vaccina în masă. Dan Cărbunaru, îți petreci foarte mult timp la Bruxelles, în instituțiile europene. Cum suntem percepuți? Sigur, cuvântul ăsta, idioții Europei, sună, sau mă rog, expresia asta sună foarte dur, da. Uneori chiar te uiți spre estul Europei ca la niște ciumați, dacă stai să te gândești că avem niște procente de vaccinare foarte mici, focare le vedem că sunt în România, sunt în Bulgaria, sunt în Ucraina și bineînțeles că oamenii se tem. Te uiți ca la niște ciumați care sunt ai tăi. În primul rând sunt 4-5 milioane din această categorie de așa zis ciumați care sunt în alte țări decât cea în care s-au născut. Mă gândesc la români care sunt în Italia, în Spania, în Germania, în Franța și așa mai departe. Apoi sunt cei de aici care, într-adevăr, te determină atunci când ești în situația Comisiei Europene, spre exemplu, când ai făcut toate demersurile, astfel încât să nu fie nicio discriminare în ziua în care a avut Berlinul vaccin, a avut și Bucureștiul vaccin. Am început cu toții, practic, de la aceeași bornă, am avut cu toții acces la vaccinuri. Ce s-a întâmplat? Fiecare politică a fiecărui stat, cât de mult a întins categoriile speciale care au mers întâi la vaccinare. Vă amintiți, vârstnicii, persoanele expuse la diverse zone de risc. În România s-a renunțat destul de repede la această barieră și s-a vaccinat multă lume la liber și am avut senzația că o să fim un popor campion mondial la vaccinare. Iată că după ce s-a epuizat acea plajă inițială de o treime dintre români, brusc ne-am oprit din vaccinare, până când s-au umplut cimitirele și secțiile ATI de victime ale acestui coronavirus. Și da, vedeam mai devreme felicitări colegilor de la Hot News pentru interviu realizat cu eroul portughez, acel amiral care a coordonat acea campanie de vaccinare, a dat un mesaj extrem de simplu, care e foarte real și nu cred că e diferență între România și Portugalia și între nicio altă și față de nicio altă țară în privința asta. Este un război și este un război în care trebuie să te protejezi. Cum să nu spui vesta anticlons pe tine? E adevărat că dacă te ciuruiesc pentru că ești înconjurat de oameni care nu sunt protejați, nu sunt vaccinați, nu și-au luat nicio măsură în momentul respectiv, poate că trece și prin vesta anticlons. Dar de ce să nu spui vesta anticlons? Când ai acces la ea, nu te-a discriminat nimeni. Pune-o pe tine, în afara acelor cauze obiective înțeleg, care într-adevăr te determină să nu faci vaccinul ca să nu ai alte complicații. Dar nu cred că suntem idioții europei, însă putem deveni și din perspectiva vaccinării și dintr-o altă perspectivă. Dacă noi nu vom folosi banii europeni,
Deci dacă nu o să avem un guvern în stare să facă rost de bani europeni și să aducă în țară, să folosim și noi 80 de miliarde de euro în următorii ani și nu avem nici cetățeni care să se vaccineze, adică să se protejeze, înseamnă că ne merităm soarta. Și atunci, ca să revin la întrebarea ta, este normal să se uite lumea cu sprâncena ridicată la tine către această bucată de Europa, întrebându-te de ce nu te vaccinezi când îți dau vaccin și de ce nu iei 10 de miliarde de euro de care ai nevoie ca să-ți faci spitale, școli, infrastructură și așa foarte mai departe. Foarte repede. Pot să vă citesc câteva țări care stau mai prost decât România la vaccinare? Te rog. Din lumea asta, nu din Europa, din lumea asta. Poate oamenii care știu puțină geografie își dau seama despre ce vorbim. Deci mai prost decât România, în afară de Bulgaria, din Uniunea Europeană, mai stau așa țări precum Kiribati, Guatemala, Zimbabwe, Ucraina, că e prinsă în articolul ăsta, Bangladesh, Africa de Sud, Vanuatu, Jamaica, Kirghizistan, Kenya, Etiopia, Papua Noua Guinee, da, Sudan de Sud de țările și Congo. Respective, că noi nu știm ce acces au la vaccinuri. Exact asta v-am zis. Corect. Deci nu au acces la vaccinuri cum avem noi, prin mecanismul Uniunii Europene, și în afară de Bulgaria, din Uniunea Europeană, stăm cel mai prost, și toate țările din toată lumea asta, de pe tot mapa mondu, care n-au avut acces la vaccin cum am avut noi, nu stau mai prost decât noi, decât niște țări care sunt cu 50 de ani în urmă ca și dezvoltare, ca și civilizație. Asta e realitatea. Aici ne aflăm, în clasamentul mondial. Domnule paleologu, umblați mult prin lume. Cum e cu eticheta asta de idioții Europei? Ai vaccin, nu-l folosești, terapiile intensive sunt pline, se moare pe capete, nu mai loc nici la morgă, nici în cimitire. Cum e? Da, ziarul respectiv din Germania a folosit o expresie care de obicei nu se folosește din curtoazie. Puteți înlocui cuvântul, puteți folosi altă formulă, puteți spune, de exemplu, că există o corelație între nivelul de educație și rata de vaccinare, deși nu e singurul factor. Acum, e evident că nu e deloc o notă bună pentru țara noastră. Acum câțiva ani, în 2015, când a avut loc tragedia de la Colectiv și mai târziu, s-a strigat în stradă: corupția ucide. Vedem că prostia ucide mai abitir decât corupția. Mă rog, de altfel, una nu exclude pe cealaltă, că e foarte multă corupție din prostie, mai e și aspectul ăsta. Există și aici o corelație între nivelul de educație dintr-o țară și nivelul de corupție. Să nu ne imaginăm că corupții sunt deștepți. Nu, de fapt reflectă nivelul scăzut de educație dintr-o societate. Da, vă referiți la populație sau să facem diferența? Cine e la nivelul acesta, liderii țării sau populația generală? Despre cine vorbim? În democrație, clasa politică e reprezentativă. Parlamentul României este oglinda societății. Ce vedem în Parlament este groaznic, dar este oglinda societății. Să nu ne înșelăm, să nu ne spunem că e altceva. Dar Parlamentul este oglinda societății. Este groaznic ce vedem în Parlament, chiar zilele astea. Acum, responsabilitățile, evident că sunt multiple și articolul respectiv enumără câteva responsabilități. Eu n-aș generaliza în privința Bisericii Ortodoxe, pentru că totuși tendința generală este una rațională pentru vaccinare. Mă gândesc la declarațiile constante ale purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, apoi sunt episcopi, mitropoliți care au avut o atitudine cât se poate de rațională. Sigur că avem declarațiile delirante ale arhiepiscopului de la Constanța, ale episcopului de la Giurgiu. Preasfințitul Ambrozie spunea că guvernanții dau foc la spitale ca să favorizeze spitalele private. Eu mă mir că nu s-a sesizat niciun organ de anchetă față de o asemenea afirmație absolut piramidală. Da. Haideți să-i dăm cuvântul și domnului. Apoi sigur că lista e lungă, da? Deci avem un partid care militează anti-mască, anti-vaccinare, adică e un partid pro-pandemie și pro-moarte, e un partid necrofil, nu un partid
naționalist. Fără a mai vorbi, evident, de incompetența guvernamentală, de irresponsabilitatea președintelui Iohannis. Ce vedem acum în Parlament e absolut incredibil, că în plină criză sanitară să avem o asemenea criză politică, nu se mai termină odată și vin tot felul de guverne care n-au nicio șansă să treacă, se prelungește la nesfârșit această criză. Deci da, calificativul acelui ziar din Germania nu fi foarte drăguț pentru noi, dar cred că exprimă ceva, o realitate. Dar salut și pe domnul Mihai Rusu, jurnalist în Germania. Bună seara, domnule Rusu. O preluare, chiar în titlu, o preluare extrem de dură a unei exprimări din Bulgaria, iată, dar ne duce cu gândul la faptul că și jurnaliștii de acolo, sau mă rog, cine a scris acest articol, crede același lucru despre Estul Europei. Articolul încă o dată a apărut în Hamburger Morning Post, care este un cotidian foarte important din nordul Germaniei. Iar acest articol a fost scris de două doamne, două colegi de ale noastre. Una este Katrin Lauer, corespondenta din București pentru presa germană, și redactoarea, o altă colegă de-a noastră, nu a Societății Internaționale a Presei, Miriam Kahn. Articolul în sine este de fapt un semnal de alarmă asupra situației sanitare din Europa de Est, pentru că suntem în valul 4. Și cifrele care sunt date vor să sublinieze semnalul de alarmă pe care îl trag cele două redactoare. Și anume, dacă în România sunt 531 de decese pe zi, iar personalul medical care a fost intervivat din spitalele românești anunță o catastrofă, anunță o nenorocire, anunță un război, atunci trebuie să luăm la adevărata dimensiune din punctul de vedere medical, din punctul de vedere științific, din punctul de vedere al pericolului național. Da, da, iar strict se poate interpreta, domnule Rusu, Europa sau locuitorii din Europa de Est sunt niște idioți pentru că nu se vaccinează și au devenit pocarul Europei. Cam aici, asta da, e. Aici am vrut să ajung. Exact. Aici am vrut să ajung. De fapt, idioții Europei, stimată doamne, vin din Bulgaria. Deci în urma situației conflictuale din Bulgaria, tot așa, politice, religioase, parlamentare, cu multe fake news, cu manipulări, cu intoxicări, a apărut acest titlu idioții Europei după ce un inspector sanitar bulgar a făcut următoarea declarație. Vreți ca să ne facem praf, să nu mai avem economie și turism și să fim idioții Europei? Atunci continuăm să nu luăm medicamente, să nu ne vaccinăm și să fim negativiști. Deci de aici vine. Iar autoarele, iar ziarul, cotidianul german, nu face decât să generalizeze situația după datele, după cifre, după situația de nevaccinați, după proteste și așa mai departe. Deci idioții Europei, titlul nu se adresează României, ca să fim bineînțeleși. Nu se adresează României, pentru că și în Germania, acum discutați de România și de Bulgaria, sigur, Bulgaria e pe ultimul loc, Ucraina este și mai rău, dar ucrainienii nu sunt în Uniunea Europeană și orașele care sunt date, Donetsk, acolo este o republică cu un statut special, și Zaporojie, un alt oraș, mă rog, cu o situație, apropo de cultura, să în cultura populației. Dar în Germania avem peste 75% de vaccinați. 25% sunt protestatari, rebeli, nonconformiști, irresponsabili social și așa mai departe. Ori aici Constituția, ca și în România, legislația europeană, nu obligă pe cetățean și îi apără spațiul lui personal. Dar avem un alt caz în Germania, de importanță federală sau națională, dacă vreți, al fotbalistului Joshua Kimmich de la Bayern München, care a declarat că el nu este convins și că nu are încredere în garanțiile pe care îi le dă sau le primește din partea concernelor producătoare de vaccin, drept pentru care el nu s-a vaccinat. Deci în sportul german, cam 90% dintre sportivi și sportive sunt vaccinați și vaccinați și vaccinate. Această mare vedetă, Joshua Kimmich, a dat un semnal negativ, drept pentru care toată lumea i-a sărit în cap. O scurtă intervenție, dacă îmi permiteți, domnule Rusu. Noi îl întrebăm, Joshua Kimmich, nu mai un copil de 2 ani de zile. Nu mai o secundă, o intervenție din platou, Dan Răbunaru, vă rog. La fel cum toți protestatarii. Noi vă auzim foarte bine. Dacă n-auzim, România trebuie întrebați. Mai oameni buni, dar voi v-ați vaccinat?
Domnul Rusu, dacă ne auziți. Sigur că da. O intervenție din platou, Dan Cărbunaru. Te rog, foarte scurt. Se pare că nu ne aude domnul Rusu. O are orice cetățean din țară. Bună seara. Mulțumesc. Aceasta este situația în Germania. Vă rog. Vreau să vă salut, dar și să completez cumva ceea ce spuneați în legătură cu acel fotbalist din Germania care nu are încredere în producătorii de medicamente. Dar totuși, până la urmă, responsabilitatea este asumată de Agenția Europeană a Medicamentului, cea care a examinat prin experții săi toate vaccinurile care au fost acceptate și puse pe piață în întreaga Europa și în multe dintre ele au ajuns și în alte părți ale lumii. Poate că n-ar trebui să simplificăm așa de mult inclusiv discursul acesta antivacciniste cu propria conștiință care invocă secvențe din realitate. Nu marii producători sunt cei în care ai sau n-ai încredere, ci trebuie să ai sau n-ai încredere în autoritățile competente. Da, și la nivel european avem o agenție a medicamentelor. Mulțumesc foarte mult, domnule Rusu, pentru intervenția. Te rog. Să intervin un pic și am sărit la alt subiect, sau mă rog, ne-am întors la alt subiect. Da, a lansat domnul paleologu, sper că mai e alături de noi. Este, da. Pe care îl salut. A lansat această idee că nu ar trebui să atacăm pe bună dreptate Biserica Ortodoxă în bloc. E corect, domnule paleologu. Avem însă următoarea problemă și o judec prin comparație. În România avem 2-3 oameni foarte vocali, foarte vocali, antivacciniști din rândul prelaților, înalților prelații ai Bisericii Ortodoxe Române. I-ați nominalizat pe 2 din 3. Avem câțiva care au încercat, cum este Calinica Largeșului și alții, să țină piept și să spună, sau purtătorul de cuvânt, să spună că e ok să ne vaccinăm și așa mai departe. Avem un patriarh care, îmi pare rău, nu s-a pronunțat nici pro, nici contra, în mod răspicat. Și avem o situație similară, dacă vreți, în Grecia, pe care o cunoașteți foarte bine, sunt convins, unde avem și acolo doi băieți din ăștia antivacciniști, da? Metropolitanul Cosmas Papahristu din Aitolia și Serafim Stergiulas din Chitira, da? Care au predicat împotriva măștii, împotriva vaccinului și așa mai departe. Ce a făcut, spre deosebire de Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Greacă? Foarte simplu, da? Sfântul Sinod a luat act public, le-a cerut, i-a chemat în anchetă pe amândoi. Unul dintre ei a fost împiedicat să mai slujească, Serafim din Chitira, da? Deci a fost împiedicat să mai slujească. I s-a închis biserica cu cheia. În urma deciziei luate de Sfântul Sinod, în frunte cu patriarhul întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din Grecia. La noi ce avem? Niște avem niște ierarhi. Nu, asta vreau să vă întreb. S-a făcut apel la neutralitate. Biserica Ortodoxă Română. Avem niște ierarhi care sunt pro-vaccinare, oameni tineri, inteligenți, cultivați, dar care nu vorbesc, sunt tăcuți. De ce nu se ia atitudine din partea, de ce nu se pune problema asta în Sfântul Sinod? Pentru că eu vă spun, acest domn pe care l-ați menționat de la Constanța, probabil că este cel mai mare adversar al vaccinării. Degeaba dăm vina pe nu știu cine ăștia de la AUR. Ăsta e pericolul. Oamenii în România cred în biserică și cred în ce li se spune. Ori Biserica Ortodoxă lasă și pe domnul ăsta de la Constanța să spună ce vrea fără să-l cheme la ordine. Da? De ce nu se întâmplă asta? Explicați-mi asta. Aveți perfectă dreptate și bine faceți că dați exemplul Greciei. E foarte important asta. Și totuși, în materie de ortodoxie, Grecia este busola. Da? Ortodoxia este totuși o creație grecească din punct de vedere teologic și filozofic. Deci, totuși, cuvântul patriarhului ecumenic este esențial. El este cel mai important patriarh din lumea ortodoxă. E de-al minteri absolut revoltător și aș zice chiar dezgustător felul cum unii pseudo-ortodoxi de la noi îl bălăcăresc în modul cel mai odios pe patriarhul ecumenic. Au spus că este un vândut, un iuda și așa mai departe. E totuși echivalentul papei, mă rog, mai mult sau mai puțin, în lumea ortodoxă. Bine faceți că dați exemplu Greciei. Chiar vă mulțumesc pentru acest lucru. Acum, sigur că patriarhul Daniel încearcă să împace și capra și varza. El personal, sigur, e un om rațional, dar cred că greșește. Această politică
ambiguă, cu semnale contradictorii, este foarte păguboasă pentru biserica pe care o păstorește, în primul rând. Da, da? Aș vrea să... Pentru asta mai facă pe toată lumea. Nu e adevărat, nu facă Lungureanu. Pe toată lumea. Și domnul Antonio Andrușceac, vă rog să puneți pe ecran, colegi, postarea ambasadei Suediei, pentru că e foarte interesantă în acest context, da? Această publicație germană preia o declarație făcută de un inspector de sănătate din Bulgaria, acum că Estul e, reprezintă idioții Europei. Ambasada Suediei postează face o postare cu o trimitere așa destul de subtilă, sau nu știu dacă e subtilă, Înconjurat de idioți se numește volumul pe care îl promovează, e vorba despre un concurs, dar în acest context nu te poți gândi decât la faptul că e o aluzie la articolul care a apărut în Germania. Îl salut pe domnul Emanuel Lungureanu, pe domnul Antonie Andrușceac. Apropo, din 3 noiembrie, certificatul verde, că urmează să discutăm despre acest document extrem de important și controversat, după cum spun unii, devine obligatoriu pentru accesul în Parlamentul European, în toate sediile, de la Strasbourg, de la Bruxelles, de la Luxemburg. Oricine vrea să intre acolo, că e europarlamentar, că e asistent, că e jurnalist, trebuie să prezinte acest certificat verde. Și deja s-au răsculat niște europarlamentari români și spun că vor ataca această decizie pentru că este discriminatorie. Domnule Andrușceac, vedeți în ce situație ne găsim, da? Ce etichete primim din cauza faptului că lumea nu se vaccinează, pentru că, iată, s-a uitat în diverse guri, mai mult sau mai puțin experimentate, între ale medicinei. Și cei de la AUR au transmis mesajele astea. Ce se întâmplă dacă va deveni obligatoriu certificatul verde și pentru Parlamentul Român? Ceea ce așa ar trebui să se întâmple, de altfel. Vă rog. În primul să mi-a arătat o singură declarație a unui parlamentar de la AUR care a spus sau a îndemnat românii să nu se vaccineze. O singură declarație. Altfel nimic s-a spus până acum vis-a-vis de partide care îndeamnă la nevaccinare este nefondat. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că eu nu comentez declarațiile unora care sunt absolut ipocrite. Aduceți-vă aminte că în plină pandemie au fost cerute de către cei din Germania batalioane de români care să se ducă să culeagă sparanghelul. Atunci n-a mai fost o problemă de trafic, de transfrontalier a persoanelor aflate în posibilitatea de îmbolnăvire pandemie. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi, când Asociația Retailerilor Food nu a vrut să ia în considerare restricțiile impuse de autoritățile române și au cerut ca supermarketurile aflate în mall-uri să poată să fie vizitate și să poată să permită cumpărătorilor să intre. Deci în momentul în care... Deci au ceva cu noi, domnule Andrușceac, asta spuneți dumneavoastră, că de fapt când le convine ne primești și fără certificat verde, fără vaccinare, că nu, nu? Ce vă spun eu este că ipocrizia asta merge până acolo încât dacă sunt atinse niște interese economice, nu mai contează pandemia, nu mai este pioți atunci. Atunci putem fi lăsați și vaccinați și nevaccinați să intrați să cumpărăm din supermarket. Până acum așa au funcționat lucrurile. S-ar putea să nu mai fie posibil lucrul acesta. Probabil că și în România o să vedem ce se întâmplă și la Camera Deputaților cu certificatul acesta verde. Deocamdată se discută despre o variantă temporară. După prima doză, la 10 zile, să primești un certificat verde temporar pentru accesul la locul de muncă. Domnule Ungureanu, e o idee bună asta, o idee venită din partea experților pe sănătate de la PSD. Interesant, astăzi la guvern a avut loc o ședință. Domnul Ciucă s-a întâlnit cu domnul Străinu Cercel, cu domnul Rafila, cu domnul Arafat și iată, ei au venit cu această idee. Domnule Ungureanu. Bună seara. Bună seara. Nu ne lipsește claritate apropo de discuția de dinainte a invitațiilor dumneavoastră. Ne lipsește un patriarh care să fi spus clar sunt de acord cu vaccinarea sau mă vaccinez sau dacă nu m-am vaccinat, care este motivul pentru care nu m-am vaccinat. Au lipsit acele scrisori din interiorul comunității, nu au fost îndemnați în comunități să transmită acest mesaj
cei care sunt la firul ierbii lângă Enoriaș nu au fost cooptați, din păcate, primarii în satele noastre să promoveze vaccinarea și sigur că au venit și mesajele conspiraționiste care au fost alimentate, din nefericire spun, și la importante televiziuni din țară. Am fost nu odată, unul contra șase în studiouri cu un curent foarte, foarte puternic antivaccinist. Acest certificat verde, deci, vine târziu. A fost gândit în Europa ca o formulă de protecție. Acum românii îl interpretează, cei nevaccinați, ca o formă de constrângere. Și asta va fi foarte dificil de pus în aplicare, mai ales că dumneavoastră a spus despre Parlamentul European, în care nu se poate intra fără certificat verde, dar iată că de la Senat a venit o formă că la noi în Parlament se poate intra fără certificat. Deci dacă nu dispar aceste discriminări cu specialii care au voie, păi, și... Păi de unde a venit derogarea asta, domnule Ungureanu? De unde a venit? E decizia Parlamentului de a se intra fără certificat verde? Scrie negru pe alb undeva într-un document? Da, sunt niște excepții pe care sper eu să le eliminăm. Eu sunt și membru în Comisia de Sănătate, în Camera Deputaților, care este decizională, și sperăm să facem acolo anumite modificări. Eu insist pe un certificat care să fie foarte permisibil și cu testarea, pentru că suntem într-o situație dramatică. Apropo de, mă rog, ironiile la care suntem supuși, gândiți-vă că avem 40.000 de cadre medici, sanitare, că vorbim de medici, de asistente, de infirmiere, care nu s-au vaccinat și care nu arată că ar vrea să facă asta, dar care ieși toți din sistemul sanitar din cauza nevaccinării, care s-a dovedit a fi un fel de religie, nu mai este un simplu medicament. Lumea vorbește despre asta ca și când ar fi o mare scofală. Nu este, numai că mulți cred că dacă se vaccinează intră în rândul unor persoane care... Da, dar de unde e ideea asta că dacă sunt 40.000 nevaccinați în momentul ăsta, așa o să și rămână? În momentul în care o să dar fie certificatul verde valabil, adică pentru toată lumea, o să se vaccineze. Trebuie să găsim o formulă și în zona de testare, să ne adaptăm unui popor care nu poate fi... Cum funcționează lucrurile în străinătate, domnule Ungureanu? În străinătate te testezi cum? Noi nu avem un popor cum? Care merge ca în străinătate. Noi avem un spirit balcanic în care ați văzut certificate false, ați văzut un viceprimar care a murit la 43 de ani pentru că... La Vaslui, da. Un certificat fals de vaccinare. Avem o groază de oameni, nu știm cu miile, care nu s-au vaccinat, dar și-au făcut rost pe sumână de un certificat. Noi nu suntem un popor disciplinat care are încredere poate în autorități. Poate tocmai asta ne lipsește, disciplina, da. Sabin Orcan. De acord, dar acum cu 500 de morți pe zi, noi trebuie să ne gândim la ce soluții putem avea ca să o ducem până la capăt. De aceea cred că testarea variantă românească trebuie folosită mult mai bine. Sabin Orcan, putem să găsim o variantă românească și să ocolim... Știți cum e? Asta e țara, asta e poporul. Nu o să le schimbăm peste noapte. Uitați-vă pe testele PISA, cred că le-a menționat și domnul paleologu, că e o corelație acolo. Nu singura, dar e o corelație. Vedeți cum stă România și Bulgaria, e cu roșu, da? Singurele țări cu roșu pe harta Europei, harta Uniunii Europene, la testele PISA. Asta arată care e nivelul acestei țări. Adică hai să nu ne mințim singuri așa pânsera la televizor că românii brusc de mâine o să fie procentul ca în Germania, 75-25. Nu, procentul e ăsta care e. Da, autoritățile ce pot face e să convingă cât mai multă lume și sigur să respectăm și legile dacă se poate. Că am văzut de pildă pe la protestele astea că zicea domnul de la AUR că ei nu sunt antivaccin. Păi cele mai multe proteste antivaccin
organizate în București au fost organizate cu steagul aur în frunte de băiatul ăla, George Simion, da? Cu el cu asta se ocupă, cu protestele antivaccin. Și pe băieții ăia nu i-a amendat nimeni. Nu știu dacă ați văzut că ăia nu aveau mască, se înghesuiau claie peste grămadă, nu i-a amendat nimeni. Adică dacă respectăm puțin legile în țara asta, cred că s-ar putea face puțin mai mult. Acum nu o să fim ca în Germania sau în Danemarca, da? Cred că pe măsură ce frica asta le-a mai intrat unor oameni care s-au lăsat păcăliți de conspiraționiști ăștia de serviciu, al de George Simion și băieții ăștia, cred că pe măsură ce văd oameni care mor, oameni care se îmbolnăvesc, încep să înțeleagă unii și unii se vaccinează. Alții nu se vaccineze în vecii vecilor, amin. Asta este țara, adică să nu ne iluzionăm că brusc peste noapte cineva ca la un semn o să spună de mâine vaccinați-vă, vă ordon vaccinați-vă, să vaccineze toți românii. Nu, asta nu e. Nu, dar crezi că o să iasă 40.000 de oameni din sistemul sanitar, cum spunea domnul Rafila, că peste noapte o să refuze vaccinarea și o să rămânem fără doctor? Doamne, nu cred. Sau până la urmă vor ceda. Dați-mi voie să nu cred treaba asta, că pleacă oamenii pe capete, că trebuie să vaccineze. Deci să mai interesează și ei, să mă uită în stânga, în dreapta. Deja s-au vaccinat milioane de români și au văzut că n-au pățit nimic. Da. În rând, cei 40.000 de oameni nevaccinați, dacă atâta este la acest moment nivelul de nevaccinați din sistemul sanitar, sunt nu doar în prima linie, pentru că toți sunt în prima linie și trebuie să ne gândim cu oamenii de aproape 2 ani, trag de ei în fiecare zi, nu mai spun de riscuri, dar pur și simplu sunt mulți dintre ei epuizați, pe bună dreptate, și ei sunt eroi. Dintre acești eroi, cei mai expuși sunt chiar acești 40.000, pentru că ei, deși nu au protecția vaccinului, merg în continuare la serviciu și poate în primul rând, gândindu-se la ei, ar trebui să se vaccineze și apoi, bineînțeles, la bolnavii care se tratează. Discutând însă despre procentul de vaccinare, eu nu cred că dacă mâine România sau peste 2 luni de zile va avea 75% și va fi dublat procentul de vaccinare, atunci noi automat ne-am crescut și nivelul la testele PISA, ne-au crescut și autostrăzile și așa mai departe. Deci nu se va rezolva nimic decât problema vaccinării. Celelalte probleme ale României vor rămâne. Educația, lipsa infrastructurii, lipsa responsabilității politice. Uitați-vă la G20 ce se întâmplă acum. Doamna Merkel, care a avut parte de o ceremonie de retragere, că ea asigură un interimat acum, la care rivalul ei politic, președintele Germaniei, Steinmeier, fost ministru de externe, alături de care a și guvernat în Germania, a participat, a mers acum cu Olaf Scholz, care nu este altceva decât un premier desemnat, deci încă nu are nicio poziție. Și a fost la întâlnirea cu toți mari lideri ai lumii pentru a-i face tranziția, pentru ca oamenii să înțeleagă faptul că cel care a reușit în sfârșit să stopeze nu doar, să spunem, steaua în ascensiune continuă Angela Merkel, dar și domnia aceasta CDU-CSU în Germania, adversarilor politici, așadar, luați de mână de Angela Merkel și puși la masă cu mai mari lumii. Olaf Scholz, de la socialiști, rivalul meu politic, vă prezintă viziunea lui despre Germania. Suntem departe. Ei, în România noi nu suntem în stare să avem nici măcar un guvern. La în lumină de așa ceva, nu se poate în România. Domnule Ungureanu, 40.000 sunt medici și asistente sau sunt și infirmiere, brancardieri, sunt, nu știu, și personal care face curățenie? Cine sunt acești oameni? Ei toți având un potențial de a infecta pacienții din spitale. Cei mai mulți sunt din cadrele medii, infirmiere, asistente medicale. La medici este un procentaj ceva mai bun, dar eu spun așa, până ajungem să convingem oamenii, mie nu-mi place forța, nu-mi place constrângerea. Sigur, îmi place legea și să fie egală pentru toți, lucru care nu se întâmplă acum prin formula asta care vine de la Senat, pe care sper să o corectăm. Dar eu mă întreb, nu e în logica lucrurilor ca de la vârful statului să avem o scanare corectă a societății și un echilibru? Dacă am dat bani pe 120 de milioane de doze, dacă am luat atât de multe în raport cu nevoile, de ce n-am cumpărat foarte multe teste? Să le dăm în spitale la personal, să avem o testare gratuită o vreme, măcar, nu știu, pe 30 de zile, timp în care să stea medicii prin colegiul medicilor să își convingă personalul ca să se vaccineze. Adică aici eu cred că la cât de mult stres este la această perioadă de criză, pe lângă asta sanitară, să spui că avem și eu o criză în care îl întreb pe om dacă vrea să aibă loc de muncă sau să se vaccineze, această mișcare, să spune, mai apăsată, nu știu, poate merge în alte medii. La noi mi se pare că nu, cum să spun, nu se potrivește cu,
cu spiritul nostru foarte balcanic, pe care nu cred că îl vom îndoi în două doar prin teamă, pentru că în unele situații, și vă dau exemplu spitalului din Buzău, sunt oameni care văd în spital cum mor cu zi dar de oameni. Dar uitați-vă la ritmul vaccinării. Numai o secundă vă întrerup, domnule Ungureanu. Deci, atunci când s-au introdus, restricțiile, se duceau la vaccinare câte 90.000, 100.000 la prima doză. Iar acum, de când cu scandalul din Parlament, 50.000 se duc să se vaccineze. Cum vă explicați asta? Deci trebuie să existe totuși niște reguli pe care să le respecte toată lumea, nu să le schimbe pe o zi pe alta, nu să stai la negociere. Cum sună că în Parlament intră și vaccinați și nevaccinați și într-un spital nu. Deci aici spun că trebuie la cameră să facem un regulament pentru certificatul verde la care să se supună și parlamentarii. Adică dacă parlamentarii nu se vaccinează toți, nu intră în clădirea Parlamentului. Da, trebuie să luăm pauză de publicitate. Domnule Andrușceac, înainte de pauză, vă rog, spuneți punctul de vedere. Dacă se introduce obligativitatea, cum o să procedați? Vă rog. În forma care a fost propusă de Senat, exista obligativitatea vaccinării către demnitarii aleși. Da? Deci nu e niciun fel de problemă de discriminare și este o minciună că n-ar fi existat asta, să ia materialul să-l citească. Doi, noi suntem o țară care am trecut printr-o dictatură. Dacă suprapui chestia asta sau chestia asta, o dictatură medicală care n-a fost și o campanie care n-a fost bine promovată, care nu a fost susținută într-un mod care să-i aducă pe oameni la vaccinare și la înțelegerea acestei crize medicale și a încercat să o impui făcând segregare între categorii de vaccinați și nevaccinați, asta a dus la eșec. Dacă dumneavoastră credeți că 2-3 oameni care spuneți dumneavoastră, care n-au fost niciodată de la AUR, au putut să înfrângă marea campanie mondială de vaccinare, problema e la ei, cu bugete de miliarde, nu la 2-3 care au țipat. Da, dacă vorbim de dictatură sanitară, e bine să ne uităm spre toate țările. Vedeți, am vorbit mai devreme de Parlamentul European, nici nu se pune problema, nici nu stă nimeni la negociat cu tine. Vrei să intri în Parlamentul European, te duci și prezinți certificatul verde. PCR, nu vaccinat, nu te obligă nimeni să te vaccinezi. La noi nu există posibilitatea ca trecut prin boală să ți se ia în calcul certificatul și testele care dovedesc că ai anticorpi dobândiți în urma trecerii prin boală. Asta este o mare problemă de discriminare. Da? În fapt, sunt de acord să prezint un test PCR, sunt de acord să prezint certificat și care să ateste că ai trecut prin boală și ai anticorpi și sunt de acord să fie și vaccinul una dintre lucrurile astea. Ați văzut că acest act medical nu a putut fi impus, este contrar legislației din România și legislației europene. O grămadă de tratate. Haideți să luăm publicitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Andrușceac. Nu mai avem timp, trebuie să luăm o pauză de publicitate și când ne întoarcem să începem să discutăm despre situația politică, pentru că astăzi vă spuneam, Nicolae Ciucă s-a dus și a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, să vedem care este planul și o să vorbim în a doua parte a emisiunii și despre colectiv, pentru că astăzi s-au împlinit, așa cum spuneam, 6 ani de la această tragedie. Am revenit, discutăm despre situația politică. Iată, astăzi Nicolae Ciucă și Florin Câțu au mers la Parlament și au depus acolo lista de miniștri și programul de guvernare. O să discutăm detaliat despre cine ar putea să facă parte din cabinetul Ciucă și ce reforme vrea să facă, pentru că toți politicienii au o plăcere deosebită să pronunțe acest cuvânt. Facem reforme. De fiecare dată avem niște reforme de făcut, dar nu se schimbă nimic și o să vedem când ajungem la discuția despre colectiv ce s-a schimbat concret în România. Miercuri este votul pentru acest guvern. Domnule Paleologu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți tot scandalul ăsta din interiorul PNL. Un al doilea guvern fără șanse la vot, pentru că înțelegem că Nicolae Ciucă nu a primit mandat de la domnul Câțu, de la președintele PNL, să discute cu toată lumea pentru a găsi majoritate în Parlament și să meargă mai departe
parte cu o guvernare plină, să zic așa. Ei au ales să pună pe masă un guvern minoritar pe care ar trebui să-l susțină din oficiu PSD și USR. Cum vede situația asta, fundătura asta politică? Mie îmi pare foarte rău că președintele României își bate joc de doi oameni care au o anumită respectabilitate. Și Dacian Cioloș și Nicolae Ciucă sunt oameni care au în spate o experiență care îi face credibili. Cioloș a fost ministru, consilier prezidențial, comisar european, prim-ministru, Ciucă are o carieră de general impresionantă. Ori tot ce se întâmplă acum îi decredibilizează. Mie îmi pare foarte, foarte rău că doi oameni care reprezintă ceva pentru țara asta sunt făcuți pur și simplu de râs, sunt ridiculizați. Pentru că și guvernul propus de Cioloș a fost o comicărie, a fost ceva făcut la mișto, era clar că doar prelungește criza, la fel și generalul Ciucă se face de râs prelungind criza. Eu sunt convins că el este patriot, dar cum se pretează la așa ceva? Eu cred pur și simplu că e o pierdere faptul că oameni precum Cioloș și generalul Ciucă sunt pur și simplu făcuți de râs de către dar ce interes are Klaus Iohannis în povestea asta? Totuși, el orchestrează toate lucrurile astea. El este la originea crizei politice. El a susținut echipa câștigătoare. El i-a băgat în cap lui Câțu că trebuie să devină președintele partidului. L-a susținut. S-a dus la acel rușinos congres PNL, că vorbeam mai devreme de irresponsabilitatea politicienilor. Cui congresul PNL a fost o rușine pentru istoria partidului. Da, deci vă spun, totuși e trist că acești oameni care au totuși o reputație, au o experiență, o carieră în spate, sunt puși într-o situație ridicolă, absolut ridicolă. Și mai e un lucru, și miniștrii cu care apar este absolut penibil. Alina Gorghiu la justiție, Florin Roman la economie, deci este absolut incredibil. Și vreau să vă mai atrag atenția asupra unui detaliu foarte caragios. Dar nu mai avem timp, domnule Paleologu, aș vrea să vă opresc. Era incredibil. Trebuie să luăm publicitate în acest moment și aș vrea să rămâneți de la ora 22, încă 10-15 minute, dacă puteți. Să rămâneți cu noi, pentru că mai sunt multe lucruri de discutat în legătură cu subiectul acesta și am vrea să auzim părerea dumneavoastră. Pauză și revenim.